Mai bun, Eu am da. pornit înregistrarea. Povestiți ce s-a întâmplat, de ce nu puteți sta în satul Vulcănia și Raiul Mă numesc Nispoți. Ruslan Mavroian, locuitorul din Raiul Nispoți, satul Vulcănești. La noi, pe data 25 mai, s-a împușcat un om la noi în sat. S-a împușcat un băiet altul. Deamu, fișorii în ei, mărg martori, au văzut cazul ăsta care a fost acolo în pușcătura și ei. Din cauza la asta, neamurile ăștia decedat, mi-a amenință pe mine, pe copiii mei, că ne omoară, cum ne prinde, ne taie capul, îmi dă foc la casă. Noi avem de data 25 mai, noi la casă n-am intrat, nu știm și cu căsele noastre, ne alungă din sat, ne fugărește. E data de 7, luna asta, mergând în mașină de la Nisporien la Chișinău, în regiunea la satul Dolna, mi-au ajuns din urmă cu mașina și au început a împușca în noi. Două mașini. Două mașini au împușcat în noi. Noi am fugit undeva lângă Lozul, acolo. Ne-au tamponat de-amu cu mașina. Că au văzut că nu puteți să împușcă noi, nu ne-au nimerit. Au luat și ne-au tamponat cu mașina. Noi am sunat la poliție. Am ajuns poliția la Strășeni, am sunat la Strășeni, poliția la Strășeni de-amu ne aștepta. Noi când am ajuns la Strășeni, la poliție, ei au luat mașina și ea, că ei când au pălit în noi, ei s-au dus în râpă. S-au legat, dar s-au dus într-o râpă, așa. Noi, poliția, când au ajuns înapoi să uite, să vadă și acolo, eu luam mașina de acolo și l-au ascuns-o. A ascuns-o la Miclăușeni. Deci poliția știe de cazul ăsta și de faptul că sunteți amenințați și hărțuiți și atentat la... Da, un dosar penal este la Strășeni pentru cauza asta. La Nisporien poliția știe tot, procuratura de la Nisporien știe, tot știu. Ne-am adresat la Ministerul de Interne, ne-am adresat la Procuratura Generală, am scris la Procuratura la Nisporeni și la Miliție la Nisporeni. Și ea ca de un timp de o lună de zile, nu-i nici o măsură, nică. Aseară, ea ca ne-o sunat oamenii de la noi din sat de acolo și ne-o spus că a intrat în casă la mine, i-o fărâmat tăt ferestre, i-o furat tăt din casă, o scos și-o putut. Nu știu unde să ne mai duce și să ne mai jăluim și noi. La cine și unde să găsim dreptate. Dar mai ieri un politician tot așa s-a plâns că l-a amenințat și i-a luat protecții de stat, tot familia. Dar mă, ta și nu ești om, nu trebuie să protejezi de stat. Noi suntem 30 de oameni care suntem amenințați, tot familia la omul și ala și familia mie și încă la un om. Suntem 30 de oameni care ne amenințează pe tăți, nu numai pe unul, dar pe tăți ne amenințează că ne ușide, că ne taie. Satul Vulcănești, Raionul Nisporeni. Da, satul Vulcănești, Raionul Nisporeni. Care vă amenință de acolo din sat. Noi dorim revenirea la domiciliul nostru și solicităm protecție din partea organelor statele împotriva LGU-urilor din partea agresorilor. Așa ați scris în plângerea la minister, la poliție. Da. Scris ea ca și noi, ea ca mai cititul, ea ca mai am aici, dar și el antiplângere, ea ca să vii omul și ala de la lucru și a să-l iei și a să vă le trimă pe Viber sau pe WhatsApp. Ca să le publicăm, da? Da, că acolo o să o registrați. Interviul ăsta tot l-am făcut ca să-l publicăm. Da. Puteți să-l publicați. Ne-am înțeles. Mulțumesc pentru încredere, sperăm să reacționeze. Dacă nu un ministru de interne, atunci alt ministru, știi că acum ați doi. Am înțeles și noi, dar nu știm precis care a selecționat. Doi miniștri și niciunul nu te apără, da? Da, păi ia ca uite care chestia. Eu nu mă pot înțelege. Și dreptul avii se ne alungă pe noi din căsile noastre, ne amenință că ne omoară, că ne ușide și că fărâmă căsile noastre. Și o zic, dacă nu ne prinde pe noi în timpul ăsta scurtat, a să vii și a de foc la căsile noastre. Bun, dar știți cine sunt? La decedatul ăsta. Exact. Cine sunt, câți sunt, da? Dar noi le știm care sunt și ea, parcă știm, neamurile și elea. Tăți, a lor care sunt neamurile acolo, care sunt a lor. Am înțeles. Deci trebuie organele să intervină, să vă păzească proprietatea și viața. Da, cum? Dar să vie, să vadă, să ne ducem și noi acasă, trăim la căsările noastre. Că noi de nu mai știm unde să trăim. Dormim pe unde nimerim. Bani nu mai avem de cheltuială. Familii noastre care le-am avut, te-am trimis la Rusia ca să nu le prinde, să nu de copii, nepoții, femeile, a rămas numai noi bărbații care putem să ne mai apărăm. Să ne ducem să mai scriem, să mai facem ceva, ca să dovedim, ca să ajungem la căsurile noastre, că noi nu putem.
Bun, dar ați scris plângeri atunci când v-a amenințat și acum pe 7 când au tentat și Ne-au cum au scris. reacționat? În vreun fel organizat, organic au reacționat? Tet am scris plângeri, tet îți dat și la Procuratura Generală și la Ministerul de Interne. Și poate v-a trimis răspuns acolo, la casa care e la nu, că nu le-am lăsat numărul nostru de telefoane și chiar dacă ceva să ne sună și nu ne sună nimic, până când nu se știe nimic. Am înțeles. Ei se ocupați acum cu protecția protestatarilor de la Chișinău. Poate și de asta, noi nu știm, dar uite care chestia. Ei până și aici poate să ocupați la noi de amnucări să le poți să nu ne mai întoarcem atunci când avem la noi să mai întoarcem. Dacă o furată din trânsul și ce mai faci? Cum se mai... Am înțeles. O fără macăsele, o fără macușele, o fără macăs, ferestrele. O fur, și eu putut din căsă, o scos, și eu mai avut și noi niște haine pe acolo, poate ceva, televizoare, ceva, și tot o scos și o furat. E, pentru asta o să trebuiască să răspundă. Da, chiar dacă... Da, da. Trebuia să făcut evaluarea pagubei. A fost un caz așa. Eu când eram acasă, fișorii ăștia, când au fost acasă, eu fugit atunci. Și care chestie? Au venit poliția, mi-au frâmat ușa, au deschis ușa, au intrat înăuntru. Eu am avut acasă, la mine acasă, am avut supraveghere video. Ei ne-au luat blocul de supraveghere video de la camerele și alea și l-au scos. Și-au lăsat ușa deschis. Și nu ni le-au mai dat până m-am dus și l-am întrebat, băi, dați-l voie să-mi pun așa înapoi. Ei au spus da. Că fratura să se clarifică. Stai, uleacă, și ne-au luat blocul? Poliția sau așa care o... Poliția. Poliția. Da. A, și... deci poliția are probele că aceia au intrat în casă. Da, da? Nu, da, eu înțeleg. Dar casa au rămas nesupravegheată. Da, da. Și uite, poliția o plomba ușa, o pus liente de asta, o plomba tot acolo. Și aici te-a venit un sigiliu. Tot și-a intrat în casă. Am înțeles. E clar. Trebuie să vină poliția să iei măsuri, să iei apiciat chipalță, să vadă care a intrat, să le dă la pedeapsă, să le răspunde. Cum e făcut? De acord, corect, nu așa, nu se face așa dreptate. Dacă... Ca, eu nu știu, la cine să ne mai adreptăm. Ce țară trăim? Trăim doar în... Dacă vă caută presa, dacă vă caută organele, le dau lor contactele, da? Să vă găsească pe telefon, pe Skype. Da, dar ei știu, contactele noastre le știu, ei ne știu pe noi, ei știu unde suntem, tot știu, telefoanele le au. Chiar dacă le-a trebuit și eu, lasă să ne sune că nu ne prezentăm unde vor. Și am înțeles. Bun, mulțumesc pentru... Nu ne ascundim de organele poliției, nu ne ascundim de oamenii ăștia ca să fie ușit. De acord, corect. Noi de poliție nu ne ascundem, că noi încă, într-adevăr, noi vrem cu poliția să ne ducem să vedem și acolo ce-au făcut, ce se întâmplă, dar noi ne temem de oamenii ăștia, noi nu de poliție. Am înțeles că acela care o împușcat, o omorât, s-o și predat și el e la poliție. Da, el e închis, el e închis. Dar cum aici vor să răzbune pe neamuri? Da, închis. Vor să-i intimideze, să influențeze martorii. Care e ideea lor? După asta, după părerile noastre, noi nu știm. Dar martorii care au fost acolo, ia că sunt lângă noi, nu le cheamă pentru nimeni, nu le-au chemat. Dacă le chema, este un șef. Nu a fugit, nu s-a dus din țară, nu a făcut nici mică ce nu trebuie. Dacă le trebuie să le cheamă, poftim, lasă-le cheme, că ești pe loc, nu ne sună, noi ne-am dus, se duc singur, nu să le vine să le iei și neva să le ducă cu viatura sau ceva, sau că eu fugit. Nu, ești pe loc. Când sună, atunci ei se prezintă. Numărul de telefon este tot este. Le-am spus, voi oameni buni, când a trebui, dacă va trebui sunați, noi venim, ne prezentăm fără nicio problemă, fără nimic. Clar. Bun, mulțumesc foarte mult pentru încredere, ținem legătura. Poate să fie necesar să facem și proteste la minister, la guvern, la procuratură. Sănătate! La revedere!